Oligarhul fugar Ilan Shor a revenit în Israel după ce săptămâna trecută a părăsit teritoriul acestei țări cu un avion privat. Informația a fost confirmată pentru Jurnal TV de șeful biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu. Oficialul spune că a recepționat aceste informații de la autoritățile din Israel, dar nu este clar în ce țară a plecat și de unde a revenit Shor. Șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Viorel Țentiu ne-a spus că Ilan Shor a revenit în Israel joi 9 noiembrie, însă nu deține informația în ce țară a plecat fugarul și unde s-a aflat acesta timp de 3 zile. La data de 10 am recepționat un mesaj precum că la 9:21:34 Shor a revenit în Israel. Nu cunoaștem de unde a revenit. Deci, ca și în cazul din 6, când a plecat din Israel, autoritățile de aplicare a legii nu ne-au comunicat care a fost ruta de unde a revenit sau care a fost direcția de unde a revenit Shor. Șeful biroului Interpol Moldova spune că autoritățile de la Chișinău au făcut un demers pentru a afla unde anume a zburat Ilan Shor. Ca și în cazul din 6, când a ieșit din Israel, s-au făcut solicitări necesare pentru a înțelege care a fost zborul, care a fost ruta, care a fost direcția. Însă ni s-a comunicat numai că a ieșit din Israel. Cazul privind plecarea lui Ilan Shor din Israel se află în vizorul public după ce, miercuri 8 noiembrie, portalul jurnal.md a scris că fugarul Shor și miliardarul rus Roman Abramovici ar fi zburat împreună cu un avion privat din Istanbul la Moscova, acolo unde urmau să vină și mai mulți lideri ai PSRM. Ulterior s-a confirmat oficial că Shor a părăsit Israelul pe 6 noiembrie. Alte surse au scris doar că avionul privat folosit pentru deplasare îi aparține lui Roman Abramovici, fără a confirma informația că a zburat și miliardarul rus. Miercuri seara, într-o reacție pentru jurnal.md, reprezentantul legal al lui Abramovici a declarat că este vorba despre un fals, iar miliardarul nu a zburat la Moscova și nici nu a fost la Istanbul.